Salutare, noi și bine v-am găsit la un nou episod din Nu veni! Mi-am oprit și laptopul și tot te ții după mine, doamne! Ai de capul și de zil, bă, ce greu e, bă, să fii... Da ce și mă, eu nu-s popularitate, mă, să te ții după... Nu face. Nu, sper să scap de el în oraș. Sper să scap de el în oraș. What the fuck? Păi urăsc, doamne. De ce, mă, mătii? Ai intrat în mine. Tu, mă, înapoi. Hai deodată. Așa la monster, drag. Tu, mă, azi. Bă. Așa, bă, vorbești serios și ai... Bă, poți să ai puțin la monster truck, bă, uite că stă bine așa cu monster truck, ești la costum cu monster truck. De capul și de zilele mele. Campionii manelelor. Nu vreau să-ți iau și monster truck-ul. Nu este genul meu. Ok. Hai odată că nu mai spor maneaua. Hai, mă, odată, mă. Uite și Uranusul nostru pe acolo, pe undeva. Exit, am zis. Ok. Haide. Nu. Intrăm aici, mă. Vai. Ok. Engine. Mă, băiete, mă, dar lasă-mă, mă, în pace, mă. Oh, ce om. A căzut, dar el poate să-și dea TP pentru că are helper. Oricum este un helper foarte bun, Buzai, adică chiar m-a ajutat mult și... What? Stai. Ok, hai odată, mă! Sper să... Bine că n-ai dat F. Și-ai zis, mă, blând. Ok. Sper să nu spună prostii că filmez. Sper să nu spună prostii, Bullseye, nu spune prostii. Am și casă. Bă, are și casă cu Hgate. Dar și-a vândut sultanul, deci... Oricum, sultanul e mașină foarte scumpă. Dar a avut sultan? Sau a spus că are, sau... Cred că... Eu am zis că l-a vândut. Hei, prea mult pentru no-name, ok? Deci sampul e pentru relaxare, nu e pentru bătut capul. Doar sultanul care ieșe aici l-a dat pe monster. A avut sultan și l-a dat. Oh my god. Câți bani? De câți bani vorbim aici noi cu 11 caca, spunem mersi și... Vama. Ok, intrăm prin toți stâlpii pentru că așa ești un no-name adevărat. Așa ești un no-name adevărat. Ești un no-name dacă intri în toți stâlpii. De pe șosea. Sau autostradă. Cred că e șosea asta. Nu e auto. Nu e autostradă. Sau poate că e. Aoleo. Ce butănoc sunt. Ce butălău. Prea mult pentru mine. Ar trebui să ocolim aici. Să sperăm că nu să se întâmple nimic rău. Oh, shit. Ok. Era să se întâmple ceva rău. Era să se... Oh, uite, se bat acolo și a... Nici o treabă, bă, băi. Ce vorbești, bă, tu? Ce vorbi, lumea se bate, se noi. N-avem noi treabă cu de-astea. Nope. Uite, trecem pe aici și apelat taxi.
Ok, uite, ăla a luat kick că s-a bătut ca un nenorocit în jail. Foarte tare, frate, foarte tare. Oh, shit, shit, nu. Ok. Aoleu, mă sperie, de ce n-ați lăsat, mă, dubele, mă, că cu duba era super tare, adică, nu știu, chiar dacă te răsturnai, gen, puteai să o iei de la, nu știu, se răsturna la loc, nu știu dacă zic bine, dar, da, era super cu duba, frate, deci cu duba era super, super tare. Ok, uite, tocmai am văzut o căsuță pe aici cu H-Gate. Căsuțele cu H-Gate sunt super tare, adică H-Gate înseamnă poarta aia care se deschide și se închide atunci când vrei tu. Ce level mai are Bullseye? 29. Vai de capul și de zilele noastre. Când fac eu level 29? Că eu de bia am făcut level 4. Și avem 10 puncte de respect din 16. Na. Ar trebui să intri și eu la ore fixe. Dar nu că ci că trebuie să stai pe server. Nu știu cum. Cred că m-aș pune afk, gen să stau o grămadă de timp. Iar apoi să... cred că asta am să fac, să mă pun să stau afk ca să mai fac și niște puncte de respect. Ok. Ok, uite mă că începem să ne descurcăm mai binișor cu transportatul lapte. No. Aici e cel mai periculos, deci aici și când te duci spre prima vamă și acolo e puțin periculos. De fapt sunt mai multe puncte periculoase, dar în orașul ăsta mă cam dis. Da. GG. GG, dude. Ok. E melodia asta și mă face să o ascult, gen, știți? Și e ciudat să vorbesc, să încerc să vorbesc, dar ce contează? Noi trebuie să vorbească. Nu. E ciudat pentru că am auzit că unii youtuber, gen, le este greu să vorbească pentru că n-au idei. Mie mi-e foarte ușor să vorbesc, adică pur și simplu eu nu fac scenariu sau îmi scriu cum știu că face un tip sau făcea, își punea într-un notepad câteva idei principale și le scria acolo și le spunea videoclip. Nu, pur și simplu eu spun direct, dacă îmi vine ceva prin minte spun, dacă nu, foarte bine. Oh, shit. Dă-te mă de aici, mă. Ok. Uite ce om, frate. Uite ce om. Ai, du-te mă de aici, mă. Vând Hustler 30kk. Are 20kk în stats. Dune 40kk. Casă cu Hughie 10. Dă-te în chat. Dă-te de aici, așa că nu vreau. MC. Ok, se mai împinge în mine, frate, și mă... Uite, am viața 850, vai, deci dacă... Deci mă jur că îl înjuram. Dacă mă... Dădea cu mașina în mine. Deci mă jur. Du-te și tu, te ții și tu după mine. Nu, bine că nu te ții după mine. Pentru că mă supăram dacă te ții după mine. Nu știu, adică, înțeleg, ok, am mai spus chestia asta. Dai un salut. Super tare. Mai dai un salut. Ok, super tare. Ne mai întâlnim, mai zici ce faci. E bine, e super tare. Dar frate, când te ții după mine și dai cu mașina în mine și ce, la ce te-ai aștepta să-ți spun super bravo, dude? Uite și tipul ăsta, uite și tipul ăsta. Oh shit, ce era zbelesc aici. Da, sper că ăsta o să se ducă în grijania mamii lui înainte și că o să mă lase pe mine în pace. N-aveam nevoie să faci chestia asta. Vreau să mă descurc singur. Să-l vedeți că o ia la dreapta. Da. My god. De ce mă obligă lumea să fiu ciufut în videoclipuri? Oh, shit. Du-te de aici. Știu și eu drumul. N-am nevoie să-mi... Grijani, mă, ce să-i fie eu de om, ce om. Ok, vând casă cu
Hugate lângă Job Point, 5kk plus 5kk la Buy House. Am putea să o cumpărăm. Am putea să o cumpărăm. Avem 5kk, dar n-am, n-o să o facem. Pentru că nu degeaba o vinde, pentru că nu-i place. Sau poate că vrea să-și ia altceva mai... Oh, shit, cum am luat-o și eu. Cum am luat-o și eu. Hai să o luăm undeva pe aici și să ne întoarcem. Și tipul ăla vine după noi. Am ceva de aur pe spate, am... Da, e... Na, ăsta e alt tip. Ăla care mă lovea peste remorcă. Super tare. Ce grijani mai e și asta? Nu mai înțeleg, frate, nu mai înțeleg nimic. De ce lumea... De ce lumea e bucuroasă când cineva se enervează, gen? E ciudat, lumea asta e, s-a dus pe dic. S-a dus pe dic. De ce lumea... Vai. Noname încearcă să te schimbi, Noname, dar cum pana mea să te schimbi când toți ceilalți rămân la fel? Ok. Tipul ăsta o să vină după noi. Normal. Ia să-l vedeți. Așa, du-te. No, dar el trebuie să vină, să se oprească și să ne aștepte pe noi. Olio! Salut și ție! Măcar muzica pare șmecheră muzica, ritmul. Da, vină după mine. Ce faci când ești, când cineva nu-ți face pe plac? Hai să le enervezi, poate, și mai tare, poate... No. Olio... Ok, just chill, ok? Hai să mă liniștesc. Dar n-am nimic de mâncare, că de obicei când sunt supărat sau sunt nervos sau ceva, mănânc, frate. Deci bagă în mine, zici că-s moară stricată, să-ți bași picioarele. Mănânc, bea, ce vorbești? De obicei nu-mi prea iau pe sus pe aici când vine vorba, o iau mai despre jos, că e posibil ca odată să fac așa și s-a dus și remorca. Maulu, pardon, s-a dus și remorca și tot. Olio, ce oameni, bă, ce oameni. Dar ar trebui să fac un vlog despre chestii. În caz dacă vă ați auzit niște chestii, cum ar fi că, gen, de ce lumea este atât de rea sau ceva gen, merg după niște principii pe care merge și Levi de la Friends Show sau ceva de genul ăsta. Levi, ca să fim mai preciși. Și... chestia e că nu oferi ceea ce nu vrei să primești sau ceva de genul ăsta. Doamne, dude, lasă-mă în paștele, mă, simt pace. Aoleo. Ia să vedeți că o să ne deschidă, bineînțeles, drumul, deoarece el este un bun samaritean. De parcă eu n-aș putea plăti dracului vama, că o plătesc și o dată ca să nu fie nevoie. Hei, vreți... Na, dar i-a făcut că... Să mă rog, duceam. Adică, dacă are nevoie, nu știu, se suia dracului pe remurcă undeva. Na, zic de prea multe ori. Dar, nici nu știu cât are episodul ăsta, sincer să fiu, dar pur și simplu nici nu-mi pasă. Gen, dacă vă uitați, sunteți cei mai tari oameni din lume. Iar dacă nu vă uitați, n-aveți de unde știi că sunteți cei mai tari oameni din lume. Da, e ciudat. Da, normal că iar ăla vine după mine și că cineva vorbește afară prea tare și că s-ar putea să mă duc să-i bag mortul în casă, vorba lui Bing. Normal. Să sperăm că nu o să intre în camera la mine și o să-mi strice filmarea, deoarece o să mă enervez foarte, 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 foarte mult și o să fac chestii urâte și o să arunc monitorul pe geam și tipul ăsta se pune în paștele, mă, în față.
Mamă, și... Aoleu, trebuie să folosesc chestia aia pe care o folosește și Damsky la începutul videoclipurilor. Atenție, acest conținut poate... Nu, acest videoclip poate conține limbaj licențios. Limbajul licențios, dacă nu știți ce înseamnă, este... Sunt înjurăturile și... nu știu, chestii porcoase. Înțelegeți voi. Da, cred că va trebui neapărat să spun chestia asta. Mai mult ca zi... Te rog să nu mă împingi, pentru că mai era un... Cât... Ai primit 1000 de lei. Really? 1000 de lei? Nu, eu nu zic de... Că mi-a dat puțin să... Dar n-am nevoie... No. Cred că acest episod va fi... Da... Nu, mă refer, cred că acest episod va fi la... Rage playlist. Nici măcar nu există așa ceva, dar... Na... aș avea și o rugăminte de la voi. Cei care v-ați uitat, ați putea spune... moloz în comentarii. Da, știți voi ce e moloz. E ceva ciment, dar... este un cuvânt... foarte dubios. Așa că cei care v-ați uitat până la acest videoclip, v-aș ruga foarte, foarte frumos să spuneți moloz. Cum sună asta, frate? Cum sună asta? Ok. Bye, bye.